numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvântează, binecuvântează, Părintele, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, iată cu rânduiala Bunului Dumnezeu, am ajuns să sărbătorim astăzi praznicul sărbătorii la fața Mântuitorului Iisus Hristos în Muntele Taborului, unde Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos s-a arătat pe cât li se putea ucenicilor, luminându-i în chip puternic, dar și cu milostivire, pentru lucrarea dumnezeiască a noirii firii lui Adam, cum spune troparul din Condacul Schimbării la față. Deci iată, unul din praznicele împărătești, petrecut cu 2000 de ani în urmă, la care Mântuitorul, văzând că ucenicii după 3 ani și jumătate de activitate publică rămân mereu pe oi la minte și nu înțeleg taina întrupării, și nu înțeleg taina răstignirii, și nu înțeleg taina chemării la Harul de Sus, a luat cu 6 zile înainte de patima sa pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-au suit în Muntele Taborului. Această suire în Muntele Taborului n-a fost o lucrare la întâmplare, ci face parte, ca să spunem într-un cuvânt mai pe înțelesul dumneavoastră, pe jumătate din taina Sfintei Învieri. Adică între înviere și schimbarea la față este doar diferență de faptă. Între înviere și schimbarea la față este doar diferență de prilej și de moment istoric, dar nu și de moment dogmatic. Adică Dumnezeu este același, luminând și sfințind muntele cu picioarele, Dumnezeu este același, luminând și sfințind lumea cu sângele crucii și sfințind muntele Golgota sau muntele Căpățânii. Am ales astăzi, pentru că dintotdeauna am vorbit lucruri, să spun, morale sau mai puțin folositoare, am ales astăzi să mergem pe firul câtorva tropare pe care le-am ales din sărbătoarea praznicului și mi s-au părut mai frumoase, din care vom lega, dacă vreau să spun așa, mai mult decât o predică, mai mult decât o explicare, mai, să spun eu, mai pe înțelesul dumneavoastră legată de acest praznic al schimbării la față, unde părerile sunt împărțite. Fiecare din religiile neocreștine și din învățăturile pe care le avem, unii sărbătoresc sau țin această sărbătoare, unii o neglijează, alții nu-i dau importanță, iar alții o petrec ca acea sărbătoare în care s-au umplut de struguri și de fructele toamnei și își mai fac o zi de stat degeaba. Este sărbătoarea din mijlocul, ca să spunem așa, de aproape, din mijlocul postului Sfintei Marii, care înmănunchează, să spun, acest frumos post, prin această slăvită înălțare a lui Dumnezeu, dacă vreți, este o înălțare mai înainte de înălțarea lui Hristos la cer, în care El se arată ucenicilor în slava Tatălui. Și spune așa, astăzi Hristos în Muntele Taborului a schimbat firea lui Adam, luminând-o în chip negreit cu dumnezeiasca lucrare. Deci iată ce vrea Mântuitorul Iisus Hristos, de fapt, într-un rezumat, să arate în această schimbare la față. Fiind El cuvânt întrupat, fiind Fiul omului, deci născut din pântecele Fecioarei Maria, dar din Duhul Sfânt, deci nu a făcut altceva decât să ne arate cât de slăvit avea să fie Adam dacă nu călca porunca din rai, adică nu mâncat mai înainte de vreme din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar dacă vom fi atenți în etapa schimbării la față, cum arată Sfânta Evanghelie, vom observa două momente distincte. Și aici trebuie ca să fiți atenți, pentru că lucrurile se schimbă într-atât de multă măsură duhovnicească, încât în prima parte, cei care văd rămân mirați, duc dialog, apoi cad în extaz sau în răpirea minții, căzând cu fața la pământ, și apoi Hristos, atingându-se de ei, îi ridică, văzându-L pe El singur și spune, hai să ne coborâm în Ierusalim. Deci după 6 zile, Iisus a luat pe sine cu Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-au suit într-un munte înalt. Și s-a făcut fața Lui altfel, spune Evanghelistul Luca. Deci, în cuvinte sărace, n-a putut să spună cum s-a făcut, dar a spus și s-a schimbat la față înaintea lor și s-a făcut
fața lui altfel. Și spune mai departe, și-a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Deci iată două mărturii concrete în care se arată că Mântuitorul Iisus Hristos a etapizat două stări de schimbare la față. Întâi a arătat schimbarea la față, cea omenească, adică ascultarea desăvârșită față de Tatăl, deci din care Adam, dacă ar fi ascultat porunca lui Dumnezeu în rai, ar fi strălucit în slavă. Și ce văd apostolii prima dată? Apostolii văd prima dată dumnezeirea într-o strălucire, dar țâșnind din izvoare de lumină dinăuntru, iar veșmintele lui făcându-se albe ca lumina. Nu era vorba de culoarea albă propriu-zisă pe care noi ne-o închipuim și o vedem pe hainele noastre sau în coloritul nostru ocular, ci era vorba de acea lumină țâșnitoare care atunci când ne uităm la soare, ea ni se pare galbenă. Cu cât te uiți mai mult și te concentrezi, lumina soarelui se schimbă în vederea ochilor și atunci în momentul acela ea devine în mii de culori. Iată, această schimbare intensă de lumină n-a făcut să facă altceva decât ca Mântuitorul Iisus Hristos să pară a fi având haină mai albă decât lumina sau albă ca lumina. Cuvântul albă ca lumina vrea să arate, de fapt, curățenia sau, dacă vreți, apogeul de curățire sufletească la care trebuie să ajungă ochiul omenesc a distinge culoarea lui Dumnezeu. Și ce spune? Dumnezeu lumină este. Învățați că eu sunt adevărul, calea și viața. Cine umblă în întuneric, rătăcește. Umblați ca fiii luminii cât aveți lumină. Deci, iată, primul semn al lucrării duhovnicești este iluminarea. Deci atunci când omul vrea să se desăvârșească, în primul rând trebuie să se ilumineze. Și iluminarea vine dinăuntru spre din afară. De aceea și Mântuitorul Iisus Hristos îi certa pe farisei de multe ori și le spunea fățarnicilor: voi vă spălați mâinile cu țărână când mâncați ca să respectați porunca iudaică, dar zice partea paharului dinăuntru, răutatea, zavistia, ura, pisma și celelalte, zice, când le curățați morminte văruite. Deci pe din afară toți ne văruim în alb și ne spoim cu acea formalitate, dacă vreți, pe care o dobândim din viața creștină. Botezul, cununia, mirungea și celelalte taine ale bisericii și ne-am spoit, suntem creștini. Dar partea de dinăuntru trebuie spoită, precum și apostolii au văzut, țâșnind din Hristos izvoare de lumină. Deci aici se puneau în antiteză, sau dacă vreți, în transpunere două planuri. Întâi planul duhovnicesc în care Dumnezeu, adică Iisus Hristos, este proslăvit de Dumnezeu prin ascultarea Lui desăvârșită și din El izvorăște izvoare de lumină, dar în același timp și planul dumnezeiesc, deci cel supragândit, adică apofatic, în care El devine izvorul luminii, atât de mult izbocnește această lumină și atât de mult curge din El, încât la un moment dat totul se transformă în nor de lumină. Și dacă vreți ca să vă fac să înțelegeți mai bine, putem compara această schimbare la față cu luminarea slabă a unui tub fluorescent care apoi devine candescent și răspândește lumina cea mai puternică. Deci Hristos a îngăduit ucenicilor să depășească anumite trepte ale vederii omenești, ușor, ușor, până au ajuns să-i despartă momentul de plăcere, deci momentul de plăcere în care ucenicii ajung să-L iubească pe Hristos la suprem, este acesta. În clipa când ei doi văd în fața lor pe stăpânul morții și al vieții, și aici mă refer ca să înțelegeți de ce pe stăpânul morții și al vieții, văd imediat și pe Moise și pe Ilie care sunt din lumea cealaltă, dar vin în lumea aceasta transpusă, scop pentru care Mântuitorul îi aduce pentru a combate reîncarnarea, adică să arate că cel care vine, Ioan Botezătorul, și cel care a fost, nu era Ilie, nu era Moise și nu era altcineva decât era cu Duhul și dreptatea lui Ilie, adică ferm și hotărât, dar în același timp să înțeleagă că nu-i nici Moise, nici unul din alții din proroci, pentru că sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu. Deci iată, deci Dumnezeu rânduiește, chivernisește sufletele celor plecați din viață și nu umblă așa bezmetice, cum spune această doctrină, că se duce în vacă, în floare, etc. Trecem și ne ducem la ale noastre. Mai mult decât atât,
după cum un tropar frumos spune și l-am și însemnat, zice, i-a iluminat pe dânși, adică pe apostoli, dintr-o parte cu iubire de oameni. Deci mai întâi de toate din iubirea de oameni le-a arătat când i-a văzut cât sunt de fricoși, căci pe cale în dialogul spre schimbarea la față în munte. Petru este întrebat, cine să zic oamenii că sunt eu, Petru, că ești Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt sau celui viu? Și atunci zice, Duhul ți-a descoperit aceasta, nu trupul tău ticălos carne și sânge, dar mai mult decât atât, vorbindu-le de patimă, Petru spune, cruță-te pe tine, Doamne. Și atunci Dumnezeu își dă seama că gândirea lui Petru rămâne limitată precum și a noastră. Deci când dăm de bine, mulțumim lui Dumnezeu și imediat facem pomelnic de mulțumire și ne rugăm și spunem și la alții, vai cât am rezolvat prin rugăciune, dar când dăm imediat de o greutate, mai alergăm și în stânga, în dreapta, pe la celelalte părți oculte, știi, și ne căutăm scăparea, nu pot să fac asta, trebuie să văd ce să rezolvă, trebuie să mă zbat, că până la Dumnezeu mă mănâncă Sfinții. Deci formula veche a creștinilor idioți. Și trecând mai departe, deci înțelege Dumnezeu această lucrare când îngăduie ca Iisus Hristos cuvântul întrupat și în același timp și Dumnezeu adevărat să se schimbe din iubire de oameni și să le arate odată puterea, iar altă dată strălucirea. Puterea le arată că este Hristos și poate să covârșească tot în iubire, iar strălucirea le arată vrând să arate lumina învierii. Când ne mai întâlnim cu această putere de lumină țâșnită din trupul Mântuitorului Iisus Hristos? Și la miezul nopții s-a făcut cu tremur mare. Și un nor de lumină s-a văzut și un înger a răsturnat piatra de la ușa mormântului. Deci iată unde mai întâlnim lumină. Ce căutați, întreabă îngerii de data aceasta, pe cel viu cu cei morți, când El este în lumina cea pururea fiitoare. Și veți vedea că aici nu este vorba de altceva, la fel decât tot de lumina cea pururea fiitoare. Și spune, s-a schimbat la față înaintea lor, arătând buna podoaba frumuseții chipului celui de tâi, în lumina cea pururea fiitoare, care lucru, zice, nu se putea vedea cu ochii cei trupești decât din îndurare. Apostolilor li s-a îngăduit să vadă ceva puțin, exact cum am vedea noi, să spunem, o mică minune din care să ne întoarcem la credință. Ei, această mică minune ce li s-a făcut lor, deci prima etapă de iluminare și prima etapă de îndumnezeire a trupului uman, s-a făcut prin schimbarea Mântuitorului Iisus Hristos ca Fiul al omului, cum? În strălucirea slavei. Și a văzut, cum îl vedem și în icoane pictat, acea lumină care răsare dinăuntru. Deci arată că însuși Iisus Hristos era lumina Dumnezeirii, El era izvorul luminii. Trecând mai departe, lucrurile s-au schimbat, a durat un mic dialog. Moise și Ilie discută în planul duhovnicesc, adică supranatural, sau cum îi spune în termenii ăștia domnești, incognoscibil sau dincolo, transfigurat, deci discută problema învierii, tainei învierii și a tainei răstihnirii. Apostolii aud, dar acea vorbire dulce a Mântuitorului Iisus Hristos, cred că se rezumă, dacă vreți să spunem, tot pe îngăduința lui Dumnezeu, că în momentul acela lor li se îndulceau simțurile, după cum spune în mezonoptică, cuvintele tale sunt mai dulce decât mierea și fabul. Cuprinși și învăluiți de această lumină dulce a cuvântării lui Hristos între Moise și Ilie, ei cad la bună învoială și spun, bine ar fi să rămânem aici. Deci iată ce stare ușoară de dobândit pe mila lui Dumnezeu, la care bine ar fi să rămânem aici. Și mai mult decât atât, ca să vedeți că grija pământească rămâne aceeași, deci aceiași oameni care n-au trecut în slavă și n-au depășit starea materială, dar totuși gândesc și râvnesc o stare spirituală, îi mai propune în mintea lor că ar fi bine să facem și trei colibe. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Deci ei care se încălzesc cu lumina ca și cu o haină și ei sunt foc și văpaie, aveau nevoie de anume trei colibe, deci mintea omenească. Nu s-au mai referit apostolii la ei. Au arătat oarecare lepădare de sine, dar n-au înțeles, de fapt, lepădarea supremă.
Care era de fapt lepădarea supremă? Hristos n-avea nevoie de protecția materială. Moise și Ilie n-aveau nevoie de protecție materială. Moise moare în muntele Nebo și se duce la Dumnezeu. Dumnezeu cu care vorbise de 2 sau de 3 ori pe parcursul vieții, nu față către față, ci cu spatele. Întâi vorbește în rug, atunci când vede rugul aprins ce nu se mistuia, taina învierii din nou și taina a nașterii din fecioară, fără să se ardă pântecele omenesc de cărbunele dumnezeiesc, și îi spune descalță-te că locul pe care îl calci e sfânt. Apoi muntele Sinai, care de data aceasta, iată, tot un munte înalt vine să prefigureze taina schimbării la față. Cum? Atunci este chemat Moise, nimeni apropiindu-se de munte, dobitoace, păsări și vine, toate mureau de tunet, de fulgere, de puterea dumnezeirii. Numai Moise, cu 40 de zile de post, a pătruns în acel nor de tunete și a luat tablele legii. Iar de data aceasta, în același munte liniștit, nu un singur martor, ci 3, stau și își doresc să rămână veșnic lângă Dumnezeu, văzându-L pe acesta cum în dulceața Lui dumnezească. În dorul lor dumnezeiesc de a fi cu Hristos, își doresc să rămână acolo veșnic, neînțelegând taina pe mai departe. Lucrul se complică unde? Nici Ilie n-avea nevoie de colibă, pentru că și el la rândul lui, deci și el la rândul lui se suise în cer cu car de foc. Deci nici de cum nu se suise în cer, deci nici de cum nu se suise în cer cu scară. Deci cu car de foc, iar în clipa urcării la cer, ce îi se cere? Să lase cojocul și darul îndoit, care le-a ucenicul lui Elisei. Mergând mai departe, unde vorbește Ilie cu Dumnezeu? Vorbește în muntele Carmelului, când îl simte în adiere de zefir, și ce îi spune lui Ilie? Ilie îi spune, dă-mi voie să-i pierd pe toți. Deci atâta râvnă avea pentru Dumnezeu, cât credea că toată lumea greșește. Și ucigându-i cu seceta 3 ani și jumătate, deci ucigându-i cu seceta 3 ani și jumătate, cât s-au încuiat cerurile, atunci se aude glasul lui Dumnezeu care îl obligă să dezlege cerurile ca să plouă. Și spune că în momentul acela Ilie spune, zice, pe toți îi trebuie sabie. Deci pe toți trebuie ca să-i ucid ce sunt împotriva ta, precum a făcut cu prorocii lui Baal, cei 400 sau 800 de popi doleși care i-a tăiat cu sabia. Dar nu aceasta rămâne important, ci faptul că Dumnezeu îi vorbește și spune, Ilie, mai sunt încă care mi se închină mie și îi spune, mai sunt 5.000 sau 7.000, deci îi dă un număr exact în care arată Dumnezeu că mai sunt încă cei care cred în El. Și nu trebuie să o ia atât de dur, ci trebuie să lase mila și milostivirea pentru fața Pământului, că nu acesta este sfârșitul oamenilor. Deci iată, întâlnire cu Dumnezeu. Moise moare și nu vede fața lui Dumnezeu. Moare atunci în muntele Nebo și îi se spune, pentru că te-ai îndoit de țara făgăduinței și pentru că te-ai îndoit la stânca Rufidim și pentru că n-ai ascultat planul lucrării mele, nu vei vedea pământul făgăduinței, ci decât din munte punându-și mâna strașină la ori. Dar în același timp nici fața lui Dumnezeu n-apucă să o vadă. Ilie la fel, este răpit la cer. Unde stă în cer și ce face? Nu știu, n-a dat vreun telefon sau vreo telegramă, ci este o taină a lui Dumnezeu acolo unde este răpit în ceruri, dar se știe că va fi martor Evangheliei și a cuvântului lui Dumnezeu nedenaturat și stâlcit de împărăția lui Antichrist și va muri împreună cu Enoch în Ierusalim atunci când va fi înainte de semnele sfârșitului lumii, când va predica la toată făptura. Lucru însă care rămâne acum de față interesant este faptul că acest tablou al schimbării la față nu este lipsit de aceste 2 slugi curate și sincere ale Vechiului Testament. Deci nu este lipsit de Moise și de Ilie. De ce? Moise este cel care preînchipuiește și spune mai departe, din voi proroc să vă alege și le dă taina schimbării la față, dar unde le-o dă? Le-o dă în pustiul Sinai.
Prima prefigurare a schimbării la față este stâlpul pe care s-a pus șarpele și toți care se uitau la el și se vindecau de mușcătura aceea din pustie când venise mânia lui Dumnezeu. Deci este preînchipuirea lui Hristos în munte. Iar norul de foc care ilumina pe ei noaptea preînchipuie lumina schimbării la față din Tabor. Mergând mai departe, iată că Moise și Ilie își potolesc acest dor dumnezeiesc, înțelegând ce? O parte din taina aceea de veac ascunsă și de înger neștiută. Ei își văd o parte din prorocii împlinite cu ochii lor. Și acum spune mai departe aici troparul, dacă suntem un pic atenți și nu leneși, schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșata venirea ta, cu slava arătând-o Mântuitorul muntele Taborului, s-a schimbat la față Ilie și Moise grăind cu tine. Deci aici am pus ajung. Deci Mântuitorul, în felul cum îi se arată lui Moise și lui Ilie, deci este prima etapă pe care o percep și apostolii, nu este altceva decât slava cu care se va arăta, deci slava omenească, pentru că Tatăl spune, toată judecata am dat-o Fiului, precum aud judec și judecata mea dreaptă este, și spune cei drepți la odihnă veșnică, cei păcătoși la muncă veșnică, dar în același timp arată cum va arăta Mântuitorul Iisus Hristos la înfricoșata judecată. Va arăta drept judecător, plin de lumină, plin de putere, plin de slavă și pe tron, alături de Sfinții Apostoli și de Sfinții Îngeri care vor sta în cete și Sfinții vor judeca lumea. Deci iată, simbolul celor doi, Moise și Ilie, deci care nu fac altceva decât să vină și să preînchipuie cetele oamenilor sfinți, care vor sta alături de Mântuitorul atunci când va fi judecata înfricoșată. Chipul schimbării la față până la răpirea nor este chipul lui Dumnezeu care va sta în tronul de judecată. Mergând mai departe, zice, hainele tale strălucind mai mult decât lumina și fața ta mai mult decât soarele. De ce hainele străluceau mai mult decât lumina și fața mai mult decât soarele? Și hainele la rândul lor, deci și hainele Mântuitorului la rândul lor, deci fiind materie, nu puteau să strălucească mai mult decât însuși izvorul luminii. Deci fața lui strălucea mai mult decât soarele ca să se împlinească ce? Iată o mare nedumerire la schimbarea și mișcarea stihiilor în momentul anumitor puncte cruciale din viața mesianică a Mântuitorului. La răstignire soarele s-a întunecat și luna s-a roșit ca sânge. Iată de data aceasta, la schimbarea la față, soarele s-a întunecat, șezând la picioarele Mântuitorului, nu în sensul că și-a schimbat axa lui solară sau s-a mișcat din sistemul lui de evoluție, ci faptul că soarele Hristos a umbrit soarele cel pământesc sau astru care a fost pus de mâna lui pe cer ca să lumineze lumea. Deci soarele se închină cu smerenie stăpânirii sale, de aceea fața lui strălucește mai mult ca soarele. Și mai mult decât atât, ce vrea să arate Mântuitorul prin fața strălucind mai mult ca soarele, spune mai departe Efrem Sirul în istoria dogmelor că drepții vor străluci de 7 ori mai mult ca soarele. Deci iată cât va străluci un drept în împărăția lui Dumnezeu. Deci fața dreptelor va străluci cât ar fi 7 sori unul lângă altul. Cu atât mai mult fața Mântuitorului, care este izvorul luminii, a strălucit mai mult decât soarele. Un alt lucru însă care reiese, deci din ce am discutat, în clipa când aceștia și-au închipuit din nou lucruri pământești, Dumnezeu ce-a spus? Grei mai sunt de cap. Greu înțeleg aceștia tainele. Ia să le arăt o stare mai înaltă. Și în clipa aceea totul s-a învăluit într-un nor puternic de lumină și apostolii au căzut cu fața la pământ. Deci au căzut cu fața la pământ, n-au mai putut să vadă. Unde întâlnim mărturia aceasta că ei n-au mai fost în stare să vadă? Ne spune apostolul Pavel că am cunoscut pe cineva, nu știu dacă în trup sau afară de trup, care a fost răpit în cerul al treilea, dar ochiul nu poate vedea, urechea nu poate pricepe, mintea nu poate auzi și gura nu poate povesti. Și aici este un tropar foarte frumos în care se arată acest lucru. Spune că din milă
că din milă, amestecându-te fără amestecare, Hristos deja are două fire și două voi, firea omenească desăvârșită și dumnezească desăvârșită, ne-a arătat nouă cărbunele Dumnezeirii. Deci prima stare de lumină a fost cărbunele Dumnezeirii. Hristos cel euharistic, Hristos cel transfigurat, Hristos cel înviat, cum trebuie să arate după înviere. Deci este prima etapă. Și apoi ne spune mai departe. Cel ce arde păcatele și luminează sufletele, în muntele Taborului ne-ai făcut pe Moise și pe Ilie, ucenicii tăi, să se minuneze. Iată cine sunt primii care se minunează. Moise și Ilie. De ce se minunează Moise și Ilie? Ei se luminează din faptul și se minunează din faptul că ei n-au cunoscut niciodată puterea cuvântului întrupat. Ei au cunoscut pe Dumnezeul Sabaot. Dracii au căzut în clipa răzvrătirii, dracii au pierdut slava lui Dumnezeu în clipa mândriei și alățării, dar cei din Vechiul Testament au pierdut harul mântuirii. Au pierdut harul mântuirii prin căderea și neascultarea lui Adam, care s-a transformat și din punct de vedere spiritual, la fel ca și la nivel genetic. Așa cum noi întâlnim în spital o boală ereditară, așa s-a transmis spiritual, în același fel, cum este și ereditar, boala aceasta sufletească a morții veșnice. Și sigur că acești doi, Moise și Ilie, s-au minunat când au văzut că există un izvor al vieții. Deci s-au mirat și s-au minunat când au văzut că mai există viață. Dar cum s-au minunat? Ce fel de viață exista? În clipa când Mântuitorul era schimbat la față, lor le povestea despre învierea cea de obște. Lor le povestea cum a venit să restaureze lumea și să o ridice la starea cea din tâi și le spunea, cred că lui Moise și lui Ilie, sunt sigur că acestea erau cuvintele ce le discutau, după cum zice și Sfântul Maxim, povestindu-le, cum mă vedeți pe mine în strălucire, așa trebuia să fie Adam în toată slava lui, în ascultarea de Dumnezeu. Și atunci aceștia doi, fiind în ascultarea de Dumnezeu, aproape de Hristos, savurându-L, nu gustându-L, cum îl luăm noi cu lingurița, ci doar din privire și din bucuria trăirii, s-au umplut și ei în aceeași lumină. Că almintele ecranul acelei lumini puternice din Hristos putea să-i îmbrească. Cum s-au făcut hainele fără culoare, albe ca lumina, putea și acestea să se facă albi, să nu se vadă. Dar ei rămân transparenți în această lumină pururea viitoare, adică din veci existentă și izvorătoare. Și ei sigur că se minunează. Se minunează la rândul lor de ce? Se bucurea, se luminează de puterea vieții și a iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Pentru că Hristos le explică întreaga taină. Și mergând mai departe pe firul tainei, spune Nicosul de la Cântarea 6-a, sculați-vă cei leneși, nu rămâneți totdeauna tăvălindu-vă pe jos și uitându-vă la pământ. Iată ce simbol frumos de mustrare au găsit Sfinții Părinți pentru apostolii care s-au împotmolit unde? La vederea cea mai presus de gândirea dumnezeiască. La etapele cele mai înalte ale desăvârșirii. Răpirea, extazul și uimirea. Sau vederea duhovnicească. Iată cele mai înalte stări de rugăciune pe care Ioan, Petru și Iacov pe bună dreptate nu le-au dobândit nu din răutate, ci din netrecerea prin cer, prin moarte spre viață, din netrecerea încă de la învierea, deci de la învierea trupurilor spre învierea duhovnicească. Pentru că în clipa învierii lui Hristos din mormânt, toată făptura înviază și se luminează, acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul, fiindcă este legată strict de taina învierii, și cele de desubt, și în clipa aceea se luminează și apostolii la minte, și în momentul când li se spune luați Duh Sfânt și pace vouă, de-abia de acolo ei pot să înțeleagă tainele cele mai înalte. Și se arată clar că nu le-au putut înțelege chiar până în clipa răstignirii. Văd și lumina cea nepătrunsă din Tabor și totuși îl văd om. Blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta, spune Petru. Și cocoșul cântă a treia oară. Deci iată slăbiciunea minții omenești. Sculați-vă cei leneși, nu rămâniți totdeauna tăvălindu-vă pe jos, gândindu-vă la casă și la masă, la materie, la lucruri, la bani, la lucruri trecătoare. Și privind în pământ, cine să mai uita în pământ?
femeia gârbovă care nu văzuse soarele de 18 ani. Deci iată încă un simbol al neînțelegerii luminii lui Hristos. Deci iată încă un simbol al puterii dumnezeiești asupra firii omenești când îi spune, fică, vindecată ești, și ea se vindecă și cei din jur murmură și cârtesc, spunând că s-a făcut minune sâmbăta. Mergând mai departe, spune, înălțați gândurile sufletelor voastre și vă ridicați la înălțimea dumnezeieștii suiri. Deci iată unde trebuie să ne suim noi cu mintea. Trebuie să ne suim acolo unde Sfântul Maxim Mărturisitor în Filocalea 3 ne arată cele trei stări duhovnicești. Nu dormiți, că degeaba dormiți. Deci cele trei stări duhovnicești. Făptuirea morală, deci când omul a lăsat păcatul și s-a îndreptat spre fapta bună, sau sâmbătă, odihnă duhovnicească. Apoi contemplarea naturală, sau starea aceasta pe care au avut apostolii până la norul învăluitor, în care omul se suie prin zidiri la Dumnezeu și le magnifică, le mărește, le transfigurează. Dacă un pom pământesc atât de frumos, un cântec pământesc atât de frumos, o floare pământească atât de frumoasă, un parfum atât de pământesc atât de frumos mirositor, darnice cu atât mai mult cele dumnezeiești și nestricăcioase. Cum spune Părintele Cleopa, că spun Sfinții Părinți, și nu știu care spune, că eu n-am găsit, dânsul a citit. O singură floare din rai este mai scumpă decât toate bogățiile lumii. Poftim echivalență de valoare duhovnicească. Să alergăm la Petru și la fiul lui Zevedei și împreună cu dânsii să mergem la muntele Taborului. De ce ne pune să alergăm la Petru? După Sfinții Părinți și tâlpirea în ambigua a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Petru preînchipuie viața morală și făptuită de fiecare zi a oamenilor de rând. De ce? Bărbat căsătorit fiind cu soacră și nevastă, a lăsat toate și a urmat lui Dumnezeu. Bine, asta nu vă îndeamnă să vă lăsați femeile sau bărbații și să alergați la Dumnezeu, ci vă îndeamnă să înțelegeți viața de familie transpusă în planul lui Dumnezeu. Femeia se gătește să placă bărbatului, iar Fecioara lui Hristos. Bărbatul să-și iubească femeia, precum a iubit Hristos biserica, bărbatul să fie cap femeii și să o conducă după legea lui Hristos, iar femeia să se teamă de bărbatul său, adică cum și biserica se teme de Hristos, respectându-i și împlinindu-i poruncile. Deci nu să se teamă că-i tare în punct și vârtos în cap, că ei sunt bătuți în cap, dar slab la minte. Deci mergând mai departe, și de acolo, deci trecând peste starea lui Petru, ne trimite la fiul lui Zevedei. De ce sunt gemeni fiul lui Zevedei și legați unul de altul și în Tabor, și în Ierusalim, și oriunde? Pentru că de la contemplația naturală la odihna duhovnicească este o singură treaptă. Contemplația naturală este a celor lepădați de lume, sau aici aș spune mai frumos, dacă vreți, a cinului monahal care aleargă spre suirea înaltă. Deci nu pe haine colorate, ci pe suirea înaltă, mă refer pe stări de rugăciune, nu pe lux. Și trecând aici și venind din nou în jos, iarăși spune, la fiul lui Zevedei, deci și la Ioan. Ioan ce este? Ioan este apostolul dragostei, Ioan este apostolul fecioriei și a iubirii. Cine și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos? Ioan. Deci cel ce ajunge să-și rezeme inima pe Hristos și Hristos să se așeze în inima lui, acolo darul lui Dumnezeu este desăvârșit și împreună cu dânsii te poți sui la muntele Taborului. Și ce să vezi acolo? Slava lui Dumnezeu și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus, propovăduind raza Tatălui. Adică cine a ajuns la desăvârșire și la cunoașterea de Dumnezeu, nu-și mai pierde vremea cu taclale și cu coatele pe garduri și cu proces și cu probleme și cu lucruri lumești, ci să dedică lui Dumnezeu, nu cum spun unici că s-au sectarizat, zice, s-au făcut sectari, au luat o raznă. Nu sectari, s-au făcut următori al lui Hristos și a ucenici ai Taborului. Deci s-au suit în Tabor să se sfințească. Și mergând mai departe la un lucru și mai frumos, iarăși spune, zice, ca înaintea celui ce stăpânește cerul. Deci cum trebuie să stăm în fața lui Hristos? De ce stăpânește cerul? În slavă, el nu mai sta cu picioarele pe munte, s-a ridicat de pe munte. De unde știm că s-a ridicat de pe munte? De unde știm că a călătorit pe mare? Și apa i s-a făcut lui dușumea, sau dacă vreți, pământ.
de unde știm că mergea pe apă, ajungând corabia învăluită de furtună. De unde știm că s-a suit în munte și s-a schimbat la față, pentru că tot muntele s-a umplut de lumină și s-a sfințit de picioarele lui Hristos, transfigurându-se. Deci ca cel ce stăpânește cerul, ca cel ce împărățește pe pământ, dar de ce împărățește pe pământ? În tabor erau 3 ucenici care în momentul acela puteau să moară dacă din iubirea de oameni a lui Dumnezeu nu le era îngăduită răpirea minții. Dar când s-au răpit cu mintea, au căzut cu fața la pământ. N-au putut să vadă, după cum troparul spune, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Deci cât li s-a putut, atâta li s-a arătat. Dar nu că nu li s-a putut mai mult. Lor li s-ar fi putut mai mult, dar nu înviase încă Hristos să aducă viață veșnică lumii și să deșerteze mormintele și pântecele iadului. Și atunci și ei erau încă limitați, pentru că nu era încă jertfită jertfa, ca și cum aș vrea să vă spun eu acum așa. Ai să sporești în pustie și în rugăciunea lui Iisus. Ai să sporești în stările înalte și desăvârșite, dar fără ascultarea de duhovnic și fără sfintele taine, n-ai să ajungi nicăieri. La fel și apostolii. Putea și Ioan și Ioan și Iacov și Petru să treacă și să vadă mai mult decât este îngăduit. Dar nu li s-a îngăduit să vadă că nu erau încă în acea stare necesară. Deci ei erau într-o stare de potență a morții. Moartea stăpânea peste ei chiar dacă erau ucenicii zborului luminii. Abia după înviere au devenit fii ai luminii, cum spune Apostolul Pavel, și ca fii luminii să-și umblăm nu în petreceri și dezmărțuri și ce spune Apostolul mai departe. Trecând și peste aceasta spune și stăpânul celor de desubt. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și al lui Iacov, spune Scriptura. Spune și rugăciunea lui Manase, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac, al lui Iacov, a celor vii și a celor morți. Și iată că au stat apostolii pe pământ înaintea ta. Din cer, Ilie Tezviteanu și Moise din morți, cântând cu glas, popoare te înălțase pe Hristos în veci. Deci ce se întâmplă? Se transpun cele două planuri din care nouă mereu ni se răsfrânge în minte o prostie omenească pe care eu o întâlnesc de mine. Părinte, acum nu știu cum o fi și cu credința, dar parcă n-a venit nimeni de dincolo să ne spună cum e acolo. Iată, frații noștri, că înainte de a învia Hristos, a venit fiica lui Iair din morți, a venit fiul văduvei din Ain și Lazar cel a patra zi învia. Dar mai înaintea lor a venit Moise și Ilie, cei din Vechiul Testament, care unul răpit fiind la cer, s-a arătat că nu umblă bezmetic, ci în ascultare de Dumnezeu, și celălalt mort în muntele Nebo este cu suflet viu atunci când voiește Dumnezeu, deci stăpânul vieții și al morții. Deci iată cine ne demonstrează că există viață dincolo de moarte. Deci iată de ce Mântuitorul Iisus Hristos vine și se prezintă ca un Dumnezeu al vieții. Că îi aduce pe aceștia la ființă în transpunerea planului duhovnicesc ca noi să înțelegem că și dincolo există ordine morală, ierarhică și disciplinară a sufletelor omenești. Trecând mai departe, ca să arăți, spune mai departe, iarăși frumos, ca să arăți lămurit a doua pogorâre a ta, deci ce înseamnă a doua pogorâre? Punerea mormânt. Acum se schimbă la față și se face într-un nor nemaipomenit. Nimeni n-a putut să priceapă. Tunet și glas au spus, e fiul meu iubit pentru care am binevoit pe el să-l ascultați. La botezul Iordanului la fel. Acesta e fiul meu iubit pentru care am nevoit pe el să-l ascultați. Și nimeni nu vede slava lui Dumnezeu și cerurile deschise decât Ioan. Pentru că poruncă are Ioan, când spune în Evanghelie Luca și ne arată și Matei, la începutul, la sărbătorile de iarnă, zice și eu, peste care am văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se, peste acela am venit ca să-l botez. Și el este mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lui. Deci n-a venit la întâmplare alegând unul oarecare după lui bun plac, ci peste cel pe care a văzut pogorându-se Duhul lui Dumnezeu și peste care a văzut cerurile deschise. Și iată că acesta este cel care mărturisește. Și în clipa aceea, punându-i mâna în creștet și botezându-l să se împlinească legea, s-aude glasul lui Dumnezeu sau arătarea. Deci
Iată două planuri duhovnicești în care întreaga Sfântă Treime stă de față la mântuirea lumii. Botezul Domnului și schimbarea la față. Deci, arătarea în muntele Taborului, arătarea într-acea lumină în care nici noi nu pricepem să spunem, dar știm un singur lucru. Într-o lumina ta vom vedea lumină. Și iată aici se împlinește cuvântul. Într-o lumina ta vom vedea lumină. Apare lumina lui Hristos și lumina Dumnezeirii. Deci într-o lumina ta vom vedea lumină. Că la tine este izvorul vieții. Deci izvorul vieții sunt cei doi martori, că dincolo de Dumnezeu este viața, adică dincolo de puterea noastră gânditoare, în slava lui Dumnezeu există viață veșnică. Și spune mai departe, ai strălucit în chip de negrăit în Tabor. De ce de negrăit? N-a putut nimeni să explice, a putut cineva să spună, au căzut cu fața la pământ. Dar arată Evanghelia mai departe. Și s-a apropiat Iisus de ei și i-a atins și s-au trezit, atingându-i le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Deci iată ce frumos le spune Mântuitorul din nou. Nu vă temeți. Unde le mai spune iarăși acest cuvânt? Când trece prin ușile încuiate, pace vouă. Pacea mea dau vouă, le spune Mântuitorul Iisus Hristos. Iarăși îi întărește. Nu vă depărtați de Ierusalim să luați putere de sus. Vine Duhul Sfânt ca un vuiet cu limbi de foc. Îi binecuvintează și ies la propovăduire, lucru nemai întâlnit. Și ridicându-și ochii, iată de data aceasta ce frumos. Deci apostolii au arătat clar că n-a putut să pătrundă cu ochii ce s-a văzut și au căzut cu fața la pământ. N-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Ca drept dovadă că aceste stări duhovnicești se câștigă greu și a nevoie și nu se păstrează ca un rang de serviciu. Deci nu așa cum ești director sau profesor sau ministru, îți păstrezi rangul sfințeniei, ci rangul sfințeniei se păstrează prin osteneală. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a trecut cu vederea, a trecut cu vederea sfătuirea lui Petru, hai să facem trei colibe. Nici nu i-a luat-o în seamă. Amândoi evangheliștii și, și Matei arată că Mântuitorul a trecut în fugă peste această idee a lui Ilie și coborându-se deja din munte, a început cu ei discuția despre intrarea în Ierusalim și plecarea la patimă. Și ca să vedeți cât de înaltă este gândirea omenească a firii celei căzute și opacizate, ca să vedeți cât de îngust gândește Adam după ce a cunoscut binele și răul, și cât de greu gândește Adam după ce se încrede gândirii sale și voii sale, mergând pe cale, după ce și-au mai revenit în fire, după ce și-au ieșit din matca spaimei și a răpirii acelea dumnezeiești, ci că, Doamne, când vei fi într-o împărăția ta, ai să ne pui pe noi pe unul de-a dreapta și unul de-a stânga? Iată ce vrea omul. Iată ce vrea creștinul din biserică. În clipa când s-a împărtășit și ajunge duhovnicesc, vrea luat în braț. În clipa când s-a împărtășit și devine duhovnicesc, vrea băgat în seamă. În clipa când ajunge duhovnicesc, vrea respectat, vrea ierarhizat, vrea mărit, vrea lăudat, vrea periat, la care Dumnezeu se supără și spune, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți, nici nu știți să vă rugați. De ce am încheiat în felul acesta? Pentru ca să vă dați seama că schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos a avut un plan numai și numai duhovnicesc de a pregăti lumea pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Adică, prin ușa morții aparente, nu toți vom muri, spune Evanghelia de la morți, dar toți vom învia într-o clipeală de ochi și ne vom schimba la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății și vom sta la judecată. Dar cum se va face această transpunere? Avem ecranul pe Tabor. În clipa sunării trâmbeții de judecată Arhanghelului, în clipa aceea, trupurile noastre pe loc se vor înduhovnici. Deci va fi o stare de moment. Într-o clipeală toate vor fi la judecate, spune Psalmul. Chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru ca să înțelegeți încă un topar frumos,
care este pus aici spre slava Dumnezeirii. Noi ascultăm slujba la biserică, dar ne uităm la pieptăn, la ceas, la păr, la pantofi, la cei din jur. Cel ce mai înainte de veci ești Dumnezeu, cuvântul. Deci iată ce frumos, deci Dumnezeu, care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, schimbându-te la față, înaintea ucenicilor, ai strălucit mai mult decât soarele cuvinte, dacă era Dumnezeu. Iar Moise și Ilie au stat veselindu-se, pe tine știindu-te Domna celor morți și a celor vii. Deci iată numai cine a înțeles taina. A înțeles taina cei de dincolo, care trăiau în taină. Erau oamenii care gustase moarte, erau oamenii care văzuse slava lui Dumnezeu, erau oamenii din latura celor vii, din sânul lui Avram, din sânurile iadului. Erau oamenii care se întâlnise între ei ca profeți, cu Moise, cu Ilie, cu Isaia, cu Ieremia, cu Iona, cu David, cu Solomon. Stăteau toți și așteptau împlinirea profețiilor. Stăteau toți și așteptau schimbarea la fața lumii. Adică moartea cea veșnică să fie izbăvită de puterea Dumnezeirii, golirea pântecelui iadului, pentru că drepții sunt vii și munca nu se va atinge de ei și sufletelor sunt în mâna lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, era mila lui Dumnezeu care venise din iubire de oameni și că ce fel de iubire pe unicul său fiu dându-l la răstignire. Deci aici va fi chemarea aprigă cu care Dumnezeu ne va bate pe noi peste gură. Aici va fi mânia lui Dumnezeu Tatăl față de noi, ticăloșii oameni. Cum? Eu am putut pentru sufletul tău să dau pe fiul meu. Dar oare tu pentru sufletul tău n-ai putut să dai nimic? Nu ți-am cerut nici fiu, nici jertfă, nici cruce, nici cuie, nici sânge, nici calvar, nici osândă, nici spini, nici bătăi, nici foame, nici pălmuiri, nici sete. Ți-am cerut să mă urmezi. Ți-am cerut, cum spune, foarte frumos, să te scoli din lene, să nu rămâi tăvălindu-te pe jos, uitându-te la pământ, ci să-ți înalți gândul sufletului și să te ridici la înălțimea dumnezeieștii suiri. Să înțelegi că și această suire pe Tabor n-a fost o întâmplare sau o grandomanie. N-a fost de dragul de a se da Hristos în spectacol, ci de a întări încă o dată lumea să înțeleagă că Cel ce vine, El este. Cel ce vine este cu putere multă și El va să vină să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. El este, dar omul nu înțelege. Și slăvind rânduiala ta cea multă și plecăciunea ta prin care ai mântuit lumea cea pierdută prin ta. Ai văzut? Pentru că mai departe spune, de ce Dumnezeu și-a permis să vină în lumină? Că lumină este. Din nor fecioresc te-ai născut și trup te-ai făcut. Te-ai schimbat la față, nor luminos, înconjurat de ucenici, dar iată că nor din scaun și glas a mărturisit, Părintele pe tine fiu iubit numindu-te. Deci iată, trei lumini. Lumina Duhului Sfânt, cum spune în cântările de la strană, la optoic, dar pe aici intră, pe aici iese, că nu-s grele cuvintele să cadă în jos, cu ușoare și plutesc. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină Duhul Sfânt. Deci iată, trei lumini. Lumina lui Dumnezeu descoperită Sfinților prin Iisus Hristos, lumina lui Hristos care luminează tuturor și drepților și păcătoșilor, liturgia din postul mare, când spune la înainte sfințite, înțelepciune drept și lumina lui Hristos luminează tuturor. De ce luminează tuturor? Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău celui binecredincios. Deci iată, Hristos nu mai vine ca o lumină separată, ca o lumină a alegerii, pentru că nu toți se învredniceau de puterea luminii, dar Hristos a spus, Tată, dă-mi voie să mă duc să mă fac tuturor lumină. Și s-a făcut lumină lumii în noaptea întunecoasă prin naștere din Fecioară în peșteră, la botez s-a făcut lumină și putere că ridică păcatul lumii, la Tabor s-a făcut lumină, că este Fiul Luminii și este Izvorul Luminii și este Dumnezeul Luminii, iar la Înălțare și la Înviere s-a făcut lumină. Lumină mare a răsărit celor din Întuneric și
și cu pași neapropiat, cu pași grăbiți spre lumina cea apropiată, alergau cei din pântecele iadului. Citiți în canalele învierii. Deci, iată, de lumină este vorba. Și atunci, dacă este vorba de lumină, trebuie să înțelegem că această lumină nu se dobândește prin ce? Luminătorul trupului este ochiul, credința vine prin auz și apoi prin văz, și apoi iarăși luminătorul sufletului este mintea, dacă mintea ta este curată și sufletul tău este curat. Dacă mintea ta este murdară și la tine întunericul lumină este, deci întunericul lumină este, cu cât mai mult va fi întuneric. Deci trebuie să înțelegem că această schimbare la față a fost o ecranare în trei scenete scurte, în trei fracțiuni de film scurt, în care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat ce? Prima dată, în prima lumină, ne-a arătat starea lui Adam dacă n-ar fi căzut și cum trebuie să ajungem noi. Ca om pe pământ ne-a arătat cum trebuie să fim desăvârșiți în ascultare față de Tatăl, iar a doua lumină, cea puternică din nor, care de fapt este a treia lumină nepalpabilă și neînțeleasă, unde au căzut toți cu fața la pământ și n-au mai putut să priceapă nimic, este lumina Duhului Sfânt, care se câștigă și se dovedește prin odihna duhovnicească și prin iluminarea Duhului Sfânt. Prin ce? Prin asceză și rugăciuni. Nu prin lene și prin trândăvie. Să nu facem asceză pe paturi moi, să nu facem asceză cu frigiderile pline de carne, să nu încercăm să ni se pară că am ajuns pe culmi înalte, cum fac yoghinii sau radiesteziștii, prinzând avioane pe ideea că au făcut nu știu ce sau nu știu cum. Sunt povești nemuritoare. Starea de iluminare și îndumnezeire vine numai prin puterea Duhului Sfânt și spune mai departe Sfinții Părinți că rugăciunea este un dar de la Dumnezeu, la care unul 10.000 care se silesc ajung la cea curată și unul din generație în generație care se silesc ajung la iluminare și desăvârșire. Trăim într-un moment când schimbarea la față se transformă, este ceva frecvent și transformă lumea în haos. Foarte mult se schimbă la față foarte repede. Unii se schimbă la față din bine în rău și atunci devin fiii întunericului prin faptele rele. Alții se schimbă la față în bine prin fapte bune și devin fiii lui Dumnezeu după dat. Iar mulți din noi ne schimbăm la față, cum spunea Antonie Plămădeală într-o casetă, stând cu pietrele mâini, gata să aruncăm după semenii noștri și să-i ucidem atunci când ne greșesc, uitând că la rândul nostru trebuie să iertăm ca să ni se ierte nouă, uitând că la rândul nostru trebuie să ne schimbăm neravurile și nu părul și blănile și fețele, și uitând în același timp că schimbarea la față nu este o schimbare în pervers, în viclenie, în răutate, în răzbunare, în ură, în pismă, în invidie, în duplicitate, în bigotism și șarlatanie, ci este o schimbare la față în smerenie, iubire, dragoste, milă, har, putere, bunătate și tot ce se cheamă faptă bună. De aceea trebuie să fim foarte atenți și atunci în jurul nostru, când întâlnim oameni schimbați la față, cum spune Scriptura, să fim blânzi ca porumbeii, proști și naivi, dar înțelepți ca șerpii. Adică atunci când crezi că este ceva ce vatămă sufletul și trupul, evită ca să nu te trezești în haosul și în ghiena cea fără de fund. O parte din lumea creștină, din care trăim cu picioarele pe pământ, s-a schimbat la față spre secte. Și-au ales un Dumnezeu cu care vorbesc la comandă. Și-au ales un Dumnezeu care le asigură toate la comandă. Și-au ales un Dumnezeu care le dă toate pe de-agată. O altă schimbare la față este alergarea spre religii străine. O altă schimbare la față este alergarea spre patima desfrânării. Este cea mai nenorocită schimbare la față. Ne facem diavoli omenești în chip văzut. Ne facem slugile satanei cu bună știință. Bețivii sunt o altă formă de schimbare la față. Fumătorii o altă schimbare la față. Hoții și bandiții și huliganii și răufăcătorii sunt alte fețe care schimbă și schimbă și schimbă fața lumii și denaturează lumina lui Hristos. Dar ea rămâne totuși în continuare lumina lui Hristos ce luminează tuturor. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: eu vin, bat și ascult. Cel ce deschide, voi intra cu el la masă. Iar cel ce nu deschide, zice, eu mă duc și el să facă cum va crede. Apocalipsul spune așa, capitolul 10.
Cel ce a făcut bine să facă în continuare bine, că eu vin și răsplătesc lui după faptele lui. Cel ce a făcut rău, lasă-l să facă rău, că eu vin și răsplătesc lui după faptele lui. Și să nu schimbe rău și potrivnicia semenilor voștri bunătatea din voi. Deci spune profetul Isaia, de mă veți iubi și veți nădăjdui, mai vârtos decât zăpada vă voi albi și vă voi curăți. Și de mă veți asculta, bunătățile pământului le veți avea. Ei, cel ce adună cu Dumnezeu nu risipește niciodată. Cel ce se schimbă la față cu Dumnezeu nu pierde niciodată. Iar schimbarea la față dorită de biserică, de cler și dorită de noi creștini este aceasta. Să schimbăm toate viciile cu fapta bună. Să schimbăm toate relele cu abținere de la ele și să schimbăm toate năravurile, mârșale cu care noi lucrăm, pentru că, să știți, îți este foarte greu ca duhovnic să detestezi întotdeauna ce fel de fizionomii ai în față și ce au în sufletul lor. Adică foarte mulți vin într-o formă sau alta, se maschează în felul lor de a fi, îți vorbesc politicos sau îți vorbesc frumos ca să-ți faci o imagine despre ei. Ori această imagine nu se poate confirma într-o zi sau într-o clipă, dar se confirmă pe parcurs când auzi la urechi și îți vine ca duhovnic, zice, părinte, știți cu tare persoană să spovedește aici la voi, la mănăstire. Dar dacă ai ști cum se poartă și ce năravuri are, ei, ia cu rușine pentru Dumnezeu. Adică nu se denigrează persoana, se denigrează biserica. Sau se spune, zice, păi cu tare, zice, o face pe Evlavioasa, zice, dar dacă ai ști, zice, ce lucrează, zice, în timpul liber, ei, să nu se poate spune despre noi, deci să nu se poate spune despre noi această schimbare la față, să nu fim cu două fețe, să nu fim o față în biserică și o față în societate. Pentru că lucrul ăsta este întâlnit și frecvent. Personal, eram pe stradă și când am dat bună ziua, ce faceți, Doamne, zice, dar nu vă cunosc, zic, serios, nu mă cunoașteți. Zic, dar nu vă spovediți la Bârnova? Zice, a, zice, întâmplător, a, Sfinția voastră sunteți. Deci îi era rușine să mai discute cu preotul pe stradă. Îi era rușine să răspundă la bună ziua. Că de obicei oraș nu se dă bună ziua, e ca în junglă. La țară treci pe lângă omul bătrân și zici bună ziua, pe lângă o mătușă sau o mamă cu copil în brațe zici să rămână. La oraș treci așa ca vitele la cârd. Dar totuși când cunoști pe cineva, îl respecti. Și ce nu v-am cunoscut. Este interesant că nu m-ați cunoscut. Probabil eram schimbat la față. Deci trebuie să avem aceeași atitudine morală de creștini și aceeași față reală de creștini și în societate, și acasă, și la servici, și la masă, și în familie, și la școală, și în biserică, și între prieteni, și în colectivul de muncă, și pe stradă. Deci nu există un Dumnezeu separat care mă însoțește pe stradă. Nu există un Dumnezeu separat care mă însoțește la servici sau unul care stă cu mine în farmacie sau în birou unde lucrez. Același Dumnezeu stă cu mine întotdeauna. Și dacă fața mea se schimbă după fața lumii și fața mea se dă după moda lumii, atunci eu nu sunt creștin și înseamnă că cine se rușinează de noi, adică de Hristos, de clerul bisericii și de biserică, se rușinează și Dumnezeu de el în slava Sfinților Îngeri. Nu trebuie să-ți fie rușine să zici pe stradă să rămână sau în dreptul unei cruci, să faci o cruce mare cât tine, cum spun unii, părinte, să o fac cu limba, că mi-e rușine. Dar de ce să o faci cu limba? Fă-o cu piciorul. Adică ți este rușine de semnul crucii tale de care drace se cutremură și se înfricoșează? Aș dori, și întotdeauna aș dori, și o spun cu ardoare, aș dori ca creștinii să se deosebească de restul creștinilor. Adică creștinii adevărați să dea dovadă de creștini adevărați, să se vadă acea perseverență din care biserica să iese și să triumfe, să nu rămână acea formulă care spune că zice, a, zice și biserica, o instituție, zice, care caută și ea, zice, să sufle și să miște, zice, în ziua de azi, la atâta civilizație. La atâta civilizație, tocmai lipsa de Dumnezeu lipsește. La atâta civilizație, tocmai prezența lui Hristos lipsește. Și tot la atâta civilizație și cultură, cum să spunem popor, că a învățat prostul la carte, de nou poate duce în spate. Tocmai prezența lui Dumnezeu lipsește. De ce pe lângă 4, 7, 8 și 10 facultăți să n-ai și schimbarea sufletească în bine și să fii acel om desăvârșit pe care oricine să te cinstească? Iată un om deștept și credincios. Iată un om demn și credincios.
Iată un om mare și credincios. Iată un om cu funcție înaltă și credincios. Ori noi ne schimbăm la față după vânt. Cât ești mic, ești smerit. Cum ai prins cornițe și ai prins rang, gata să schimbă fața omului. De ce să ne schimbăm după ranguri pământești și să nu ne schimbăm la față după ranguri dumnezeiești? De ce să nu aibă biserica contemplativ, nu la normă și câștigați așa din vânt, ci acei oameni care să influențeze toată societatea? Pentru că fiecare biserică, dacă te duci la ora actuală, are 100 de creștini în ea. Ei, aceea 100 să iradieze lumină, că toți păcătoșii de pe stradă, văzându-i, să se rușineze și să se îndrepte și ei. Dar dacă tu pe stradă îți pui îmbrăcămința iurea ca să fii în rând cu ei, să nu te cunoască că ești din ăla cu batic sau cu biserica, n-ai făcut nimic. Rușine este nouă și grăit, spune Apostolul Pavel, de cele ce se fac ascuns de fii întunericului. Spune Stachelare, rușine este a murdări hârtia cu păcatele cu care ei le practică, dar ale mai și canonisi. Și atunci mă întreb, dacă mânia lui Dumnezeu care va să vină, nu va îngădui ca în împărăția lui Dumnezeu să intre malachi, curvari, sodomeni, bețivi și păcătoși, atunci cum vom intra noi care suntem îmbrățișați de aceste fapte bune? Deci trebuie să ne trezim, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Amin. Slavă ție! Într-o lumină a Tare, Tare, slavă-ți pe Tare.